Imagini de la stadionul Ghencea din capitală, lume mai multă ca niciodată sau oricum o raritate, atât de multă lume în tribună, pentru că avem o partidă în Cupa României între Steaua și Rapid, cu Rapid care întâlnește astăzi pe Steaua sau CSA Steaua, iar la finalul săptămânii pe FCSB. Buciuc. Acolo a venit Borza aici și a rămas cineva acolo, cred că era Drăghici pe partea lui Borza, nu l-a văzut nimeni. Dar sigur merită apreciat curajul cu care joacă ăsta. Bine, de ce n-ar avea curaj? În fața unei echipe cu adevărat improvizate, stau să mă gândesc dacă am pronunțat vreodată numele lui Kate, except când am prezentat echipele. Puțin mai de, dar știi de ce? Joacă foarte retras. Vedem pe Cristea mult mai reținut. Ho-ho-ho, ce șut frumos! Mai și lui Papo. Mai fi coborât un pic, da. Spuneam de Cristea, mult mai reținut în urcări, mult mai mult mai fundaș decât juca la FCSB. Nu te lasă pe el. A fost și el ceva fundaș. Da, 10 ani la Lazio. Spuneam, din punct de vedere al antrenorilor italieni care au venit în România, experiența lor de jucători la Craiova. Dacă astăzi Craiova ar fi câștigat la diferență mai mare, atunci FCSB trebuia să câștige. Este un atac foarte bun ce trece pe lângă reluare și probabil pe lângă gol Chipirliu. Atacul însă foarte bine desenat, executat și aproape finalizat. Așteaptă bine Chipirliu, nu intră în osa, este centrarea fabuloasă. Impecabil, într-adevăr, centrarea. Este spaniolul Sierra. Să știi că așa au stat lucrurile și aseară, la oțelul cu FCSB. Centrarea lui Pănoiu, ăsta e și pe poartă. Parcă i-a dat pas. Albu s-a trezit cu mingea la picior. Bine de 30 de metri. 20 de metri sunt la bine și cu zidul nouă. Un șut, un șut. Dar moale. Exact, asta suficient e. Cât să ajungă la mingea. Cât de mai sus, dacă reușea de mai sus. Poate avea o altă șansă. Maftei bate această lovitură de la colț, mingea trimisă cu capul și scoasă de pe linia porții de Kate. Asta este cea mai mare ocazie a meciului, de pe linia porții, vârtej a trimis cu capul. Ce înseamnă om la bară acolo? Om la bară, bine bătută lovitura de la colț. Că și de jucătorii din defensiva Rapidului au stat bine. Borja Vaie are poziție de șut și scoate portarul Pop. Este poate cea mai importantă ocazie pe care o are Rapid în această partidă. Cred că este chiar cea mai importantă. Șutul deviat altfel, acum greu de spus ce s-ar fi întâmplat, dar remarcabil portarul Pop. Cu atât mai greu, mai complicat pentru el, cât șutul a fost deviat. Pentru că s-a întrerupt aici Ioniță, e gata meciul, 0-0, sunt două puncte mari pierdute de Rapid, chiar dacă e meci de cupă, acum putem vorbi de puncte, încă suntem în faza grupelor. Ia Steaua primul punct în această ediție de Cupa României în faza grupelor.